Cu tremur puternic chiar lângă România. Unde a avut loc seismul de astăzi, 12 iunie s-a zguduit din nou pământul. Un nou cu tremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc luni, 12 iunie 2023. Iată unde a fost înregistrat seismul. Luni 12 iunie 2023, la ora locală ora 13 și 11 minute, a avut loc un cutremur în Serbia. Seismul a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, la o adâncime de 5 km, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 24 de kilometri nord de Crusevac, 38 de kilometri sud-est de Kragujevac, 48 de kilometri est de Kraljevo, 72 de kilometri nord-vest de Nis, 75 de km est de Cacac, 95 de kilometri nord-est de Novi Pazar.